Salut, îmi era super dor de o zi întreagă într-un spital. Did your Christmas wish come true? Da, da. Așa că am venit la prietenul meu, Felix. Și asta facem, mergem la un raport de gardă, mergem să facem vizită la pacienți, facem externare și ajungem și la operație. Dar până să vă arăt operația asta cu robotul, hai să o luăm de la început întâlnirea și cu vestiarul, pentru că cu asta începem. Let's go! Are you ready, doctor? Mi-am dorit atât de mult să am filmată o zi din viața unui chirurg, să vă arăt cum arată o zi de la început de dimineața până seara. La portul de gardă, vizita la pacienți, intrat în sală, oboseala de după sală. Dar eu nu mai profesez, așa că am venit la Ponderas la prietenul meu, Felix, și o să vă arătăm cum arată o zi din viața unui chirurg, Felix. De-abia aștept, sincer, să preiau acest ciclu de dimineață până seara. Haideți cu noi să vedeți cum arată o zi din viața unui chirurg. Mi-a plăcea să vedem nu doar gen operația și vizita, să vedem chestiile astea, adică e un insight în chestiile pe care nu le vezi și pe care nici nu vrei să le arăți neapărat, știi? Dar noi vrem să le arătăm. Hai, toată lumea, hai, loc? Hai, încăpem, salut. Eu da, la raportul de gardă n-am mai aici. Raportul de gardă e un invitat. Și hai, e zonă. Ca și cum e alea. Pe secție sunt 14 pacienți, 9 de pediatrie, 4 intervenții chirurgicale, 2 anterioare, o tonsilectomie și implantul subastragalian. La chirurgie toracică? Fără probleme, pacienții de zilele trecute merg bine, azi avem o intervenție. Bine, mulțumim frumos, o zi bună. Fără la treabă. La ea, bă, și mie una, ia și mie una, știu, da, ok. Mai scoate o pereche de pluci, la fel, ia și mie, ia și mie, ok. Niște adică, dar și tot așa la fel, știi, da, iau sacul, dau să fugă, știi, se duc undeva, să fugă să scoată o geacă de piele, o pereche de bluci. Păi ce ai făcut, mă? Păi ce, păi nu mai lua și mie? Păi nu, păi nu ți-a It is a joke. Aici tot etajul e chirurgie. Ok, deci tot etajul e pe chirurgie și generală și toracică. Rezervele de chirurgie. N-am avut nicio problemă, plămână expansiunea complet, tot în regulă. Suntem sub 48 de ore post-operator, adică nu mai să fie toate senzațiile astea. Da? Vom face o radiografie, dacă tot este bine, astăzi putem merge acasă. Rugămintea mea este când vă vine să tușiți, să tușiți cât de eficient posibil și să încercați să eliminați secrețiile. Nu ne speriem dacă este chiar un pic de sânge în ce eliminați, da? Pentru că a fost o țeavă de intubație care poate că a rănit un picuț acolo. E normal să se întâmple treaba asta, nu se întâmplă de fiecare dată, dar nu vă speriați dacă pățiți asta. Da? Chiar o săptămână, două de aici încolo se poate întâmpla să mai curăm. Ok? Bine. Ne vedem după ce facem radiografia, ok? Și vedem și cu formele de externare. Deci pe tot ok, ok? Trebuie să vă hidratați, să mâncați bine, bine și să începem să ne mobilizăm serios, ok? Bine, perfect. Ne vedem mai târziu. Salma, la revedere. Un bilet de poză și foaia doamnei, 51. Foaia doamnei. Ce e mișto la chirurgia asta toracică, robotică sau, mă rog, minim-invazivă, de fapt și la chirurgie generală, când operezi abdomen și când operezi torace, e faptul că de regulă pacientul se recuperează mult în tipul ăsta de chirurgie, care nu e minim invazivă, mult pentru că ai tăietură, ori pe abdomen, ori pe torace. Trebuie să se vindece, e o rană. Gândiți-vă, când te tai pe deget, da? Te doare o zi întreagă, aici ai o tăietură mare. E, în schimb, ceea ce face Felix, adică minim invaziv, ori laparoscopic, toracoscopic în cazul lui, sau robotic, ai niște foarte mici incizii. Și pacientul, l-ați văzut acum, e un pacient care a fost operat ieri, nu? Felix, ieri a fost operat, doamna? Alaltăieri. Alaltăieri, da, okay. Am terminat undeva la ora 5, intervenția după amiază. Aha. Și nu are 48 adică de ore. Adică 48 de ore și pacientul pleacă și opera. Cât de mare a fost tumora? 6 cm. Tumoră de 6 cm. Adică o tumoră așa aici, lângă inimă. Da, în mediastin, da. Pe pericat. Da. Tot timectomie am scos tot timusul cu tot. Operație măricică. Măricică, da? S-a lăsat cu 3 incizii mititele, pacientele. Auzi, de exemplu, în cazul unei operații de genul ăsta, ție chiar mai simplu să operezi toracoscopic decât ai fi operat de deschis, da, nu? Da, e mult mai simplu, mult mai simplu. Mai am simplu și pentru pacient. Dintr-o dată trauma e mult mai mică, imaginează că se făcea sternotomie. Aha. Sau poți să-i faci o incizie cervicală mare, la disecție este extensivă și totul e mult mai traumatizant. De așa facem câteva incizii mici, scoatem timusul
timp cu totul, vedem foarte, foarte bine, se vede impecabil, orice toracoscopic, orice robotic. Sigur că robotic ne ajută foarte, foarte tare să disecăm. Adică ai niște planuri de disecție foarte bine vizualizate. Asta o să vedem azi, nu? Ok, asta o să vedem azi. Și poți să vezi niște unghiuri incredibile, poți să diseci bimanual. E foarte intuitiv și foarte simplu. Și evident, când e mai simplu pentru tine chirurg, e mult mai ok pentru pacient. De aici toate avantajele. Corect. Adică la o astfel de intervenție chirurgicală am sângerat vreo 20 de mililitri. E incredibil. Adică două tampoane cu sânge. Da. Ceea ce e spectaculos. Hai. Pacientul nostru operat ieri este pe scaun. Foarte bine. Bună ziua. Cum e? Cum e? Bine, bine. Bine, bine. Da? Bravo. Am mers foarte bine, ați fost cu minte, tot a fost ok. Adică se putea și mai rău, ca să zic așa. Dar da, ne-a chinuit vreo 3 ore, 3 ore și un pic, dar ne așteptam. Cum, aici ai avut? Cum, aici a fost o tumoră de plămân, de lob superior stâng, de 11 cm. Aha. Destul de mare. E rezultatul e ăsta. Da. Că pacientul la mai puțin de 24 de ore în picioare, pleacă la rezervă, e foarte bine, e exact ca o recuperare de incizie atât. Okay. N-are importanță dimensiunea inciziei, cât are importanță dacă pui depărtător, dacă faci disecția agresiv în interior sau nu. Aha. Dacă nu faci lucrurile astea, recuperarea e asta. Și atunci asta înseamnă de fapt minim invaziv, nu neapărat o incizie de 2 cm. Ce zicea Felix și e foarte mișto, e atunci când operezi plămân, da, și bagi camera înăuntru, n-ai cum să umfli cutia toracică, că ea este formată din oase, n-ai cum să o expansionezi. Și atunci anestezistul intubează selectiv, adică nu se intubează ambii plămâni, se intubează selectiv un plămân și celălalt plămân. Și, de exemplu, dacă ai tumora pe partea stângă, tu, practic, bagi aer doar în plămânul drept, adică doar cu plămânul drept respiră pacientul și plămânul stâng îl desumfli ca pe o roată, ca pe un balon. Și dacă desufli ca pe un balon, locul pe care îl ocupa plămânul, practic rămâne liber și ăla e locul tău de acțiune, e locul în care tu poți să manevrezi instrumentele ca să lucrezi pe acea tumoră. Domnul practic avea o tumoră de lob superior stâng, adică în partea stângă, sus, da, un pic deasupra inimii, cum ar veni, era tumora asta, plămânul dezumflat și Felix a umblat pe aici, prin, de jos, în locul în care rămâne după dezumflarea plămânului. Trageți mult aer în piept. Plămânul e expansionat complet. Ui, că e tare. Mare, okay. Da? Și noi avem tubulețul de dren bine poziționat, nu avem pneumotorax, nu avem nimic, putem să-i scoatem. Da? Asta e inima, da? Okay. Aici asta e inima, da. Okay. Gata, este picioare. Aici era, aici e lobul pe care l-ai rezecat. Da, okay. Da. E partea de sus. Gata, opriți-l, vă rog. Aici avem un departament IT șmecher. Ah, ok, e programul vostru pe telefon, ok. Și tu poți să vezi pe telefon radiografia? Mea, adică nu trebuie să mai urci să vezi? Asta e radiografia, este perfect. Ia uite. Și n-avem niciun fel de problemă. Poți să arăți? Avem o radiografie foarte mișto. De tare. Ok. Ok. Da. De tare. Ah, ok. De tare. Da, David Cornel, am mers la te și erați într-o fotografie. Aha. La porcă, acolo, pe zi. Și vă văd la televizor tot timpul. Aha, ok. E păcat să nu vă, să nu vă întâlnesc, dar da. Mă bucur că v-am... Mulțumesc, apreciez. Mulțumesc. Ce faceți? Am făcut un CT și acum spre Băină, că eu sunt din Băină. Ok, și bine. Și la Corina, săptămâna. Transmiteți-i salutări. Mulțumesc. La revedere. Mai bine. Ce avem noi astăzi de operat este un chist mediastino-pulmonar, un chist mare, de mari dimensiuni, care pare să plece din pericard, ci s-ar putea să fie un chist pleuropericardic, ne dorim să fie așa și să fie mai simplu. Din păcate, chistul ăsta, care de mari dimensiuni, împinge foarte, foarte mult în lobul superior al plămânului stâng și nu suntem convinși că doar împinge și nu intră și înăuntru, că pare un pic intrat în anatomia lobului superior. Și atunci, în funcție de extensia lui în lobul superior, vedem dacă trebuie să facem și ceva rezecție pulmonară sau nu. E foarte greu să spun de pe CT. Pe aici undeva faci o gaură, nu? Da, aici, da, vom face gaură. Găurile... Și practic pe aici o să intre instrumentele exact. De lucru. Pe aici probabil că o să intre camera cu care vezi și tu practic pacientul rămâne închis, tu printre coaste intri cu aceste instrumente. Aici e camera și asta e ce camera o să vedem practic imediat acum. O să vezi în interior. De când cu robotul și mai simplu. Adică putem face operații extensive, operații cu mai multe porturi, să avem acces în întreaga cavitate, să facem chestii chiar serioase, operații grele și pacienții să n-aibă nicio durere. Scopul tău în final este să faci asta, adică să ștergi. Scopul meu în final este să scot. De preferat să rămână restul. Da. Să rămânem cu plămân și cu mediastin cu toate cele. Păi să mergem. Să avem două opțiuni. Ori este o operație foarte simplă, da? Okay. Ne ajută, ne dorim să fie foarte simplă, ori e o operație care o să ne complice puțin tel și să ne chine. Da? Okay. Credem la fața locului. Bine. E tot timpul o emoție când intrăm și așteptăm cu nerăbdare. Bun, hai în sală! Păi, e deja ora 11 și intrăm în sală.
cred că ne-am făcut cam 20% din treaba pe ziua de astăzi și, cum ziceam și mai devreme, e un moment foarte interesant așa și intens, pentru că tu intri în sală și nu știi ce o să găsești, nu știi cât o să dureze, nu știi cât de complicat o să fie și sentimentul seamănă cumva, e ca și cum ai merge la luptă, o luptă pe care ai mai purtat-o de atâtea ori, dar e o nouă luptă și practic te pot aștepta multe surprize, așa că te pregătește, plătește și mergi în sală și ești gata să înfrunți ceea ce o să fie în fața ta. Hai să vedem ce o să găsim astăzi în sală. Deci ăsta este filtru și asta face filtru. Sună bine, nu? Filtrează ce e murdar de afară cu ce e curat în bloc. Este o capelină pe care o punem pe, practic, pe păr ca să nu ne cadă porul, că este obligatorie în bloc operator. Este bloc operator, avem sălile de operație pe partea dreaptă, uh-huh. În partea stângă avem intrarea către terapie intensivă, unde am fost dimineață și am văzut pacientul de operat ieri. În față este un preoperator, este un circuit foarte bine stabilit al pacientului care intră pe un coridor și iese cu totul și cu totul altă parte, uh-huh. nu se întâlnesc circuitele. Aici este sala, vino încoace, aici este sala și... Nu vedem aici o ușă opacă, pacientul intră pe aici, da? Iar noi nu intrăm pe ușa asta, intrăm într-un al doilea filtru și aici ne spălăm. Adică aici, chiar dacă ai deja hainele astea pe tine, aici te speli, bineînțeles, fără ceas, te speli pe mâini până la cot, până sus, după care... trebuie să-mi dau ceasul jos, bine. Aici te speli până la cot, de mai multe ori o să vedeți imediat cum, după care o să vină o asistentă care te îmbracă steril, îți dă halatul, da, și tu te îmbraci astfel încât mâinile tale să nu mai atingă nimic, după aia spui mănușile sterile și that's it, nu? Și ești gata să intri în sală. Ok. E unul dintre cele mai importante lucruri când ne spălăm pe mâini, când ne spălăm mâinile prima dată dimineața cel puțin, este ca apa să nu curgă în jos spre mână, da? Trebuie ținute mâinile în sus, ca apa să vină dinspre mână, spre antebraț și spre cot. De-aia sunt aceste vase foarte mari în care putem să ne băgăm coatele. Da? Nu mai atingem nimic, vedeți, tot e cu senzori. Acum mănușa mea este din exterior, iar cealaltă mănușă va fi luată cu mâna deja sterilă din interior, ok? Mă ajut, te rog, da, frumos. Pare complicat, dar... Pare complicat, dar este foarte, foarte simplu. În felul ăsta te asigur că acum, partea finală care atinge pacientul, mănușa, atinge doar mănușa și ce e steril, nu atinge pielea. Holy fuck, zici că ești acolo. Da, zic că ești, și dacă stai mai mult, știi, te transferă acolo în pacient. I-ați văzut voi acum, s-a filmat într-un singur ocean, practic, dar acolo sunt două ecrane și fix. Uitându-te cu doi ochi, poți să vezi tridimensional, ceea ce n-ai cum să redai din păcate pe cameră, deci voi n-aveți cum să vedeți asta. Dar în momentul în care te apropii de el, vezi cu ambii ochi și ai o imagine practic tridimensională. Dar și camera practic are, înseamnă două... Camera are două lentile, nu? Lentile, simt, da. De-aia poate să compună o imagine 3D. De multe ori te păcălești pentru că creierul te ajută să adapteze lucrurile, dar dacă una din lentile este murdară, aici nu observi neapărat, dar creierul observă și obosește. Adaptează repede imaginea. Ah, ce tare, ok. Adică de când trebuie să mai închizi câte un ochi și să vezi dacă nu cumva camera cealaltă e murdară și invers. Aha. Cleștele pe care îl vedeți acolo în imagine, deci cleștele pensei, este practic controlat de degetele lui. Adică degetele lui când fac așa ce vedeți aici, controlează deschiderea și închiderea pensei. Cauterizarea e controlată prin pedală, deci când prinde țesut și vrea să cauterizeze sau să taie, apasă pe pedală și atunci controlează asta. Când apasă pe pedala de cameră, atunci brațele astea mișcă camera, în momentul care iei piciorul de pe pedala camerei, camera rămâne statică, iar amploarea mâinii, când mâna o mișcă stânga-dreapta, se mișcă practic tot brațul robotului. Și practic, în comparație cu o laparoscopie unde doar ai pensa dreaptă și poți să controlezi din capăt de ea, aici e ca și cum ai avea mâna întreagă în pacient și ai toată amplitudinea de mișcare a unei mâini. Asta e avantajul acestui lucru.
Mă rog, mie îmi place să folosesc astea două degete, unii le folosesc pe astea, fiecare cum. Mai ai de folosit un instrument, un clutch, ca să blochezi instrumentele în momentul în care îți repoziționezi tu mâinile. Și fac absolut toate mișcările pe care le poate face o mână. Da? Și se și rotesc și se rotesc în toate pozițiile și poți să le rotești chiar mai mult decât poți să rotești mâna. Ceea ce, da, îți dă un grad de mobilitate foarte mișto. Adică suntem, uite, suntem vârful cavității pleurale și pot să lucrez, adică pot să fac tot ce vreau eu fără să... E o chestie pe care nu poți face prin alt abord, nici toracoscopic, nici deschis. Nu ai așa de bun accesul peste tot, știi? Și uite-te ce acces bun și ce vizualizare ai când întorci camera pe peretele toracic, ceea ce e greu de făcut. Uite, poți să întorci camera, avem o cameră de 30 de grade. Practic, acum vedem cavitatea pleurală pe interior. Aha, ce tare! O faci sub control ca să nu... Ca să nu intru în intercostal. Vezi? Și bag, uite așa, sub pleural, rămân cu acul chiar sub pleura și introduc, vezi cum disecă? Aha, ok. Disecă sub pleural și uite, s-a dus exact pe nerv, aici unde a disecat. Ce tare! Wow. Rămâne acolo pe nerv și... Și practic, scalzi nervul în anestezie. Exact. Rămâne acolo, uite cum este în partea asta, la altă, uite cum se umflă tot, știi? Să găsești ceva simplu, cel puțin așa speri, și ce am găsit aici de fapt a fost un chist destul de inflamat în jur, destul de aderent la crosa aortei. O să o desenăm să vă arătăm cum este practic chistul ăsta peste cea mai mare arteră din corpul uman și inflamația aia trebuie să diseci prin ea, a fost un pic de sângeros și atenție, la robot sângeros înseamnă 20 de minute de sânge, atât a pierdut pacientul. De regulă, la intervențiile mari chirurgicale, pacientul poate să piardă efectiv 1-2 litri de sânge, dar 10 minute de sângeros la 20 de minute de sânge. Și asta a fost operația, cât a durat? Probabil că 2 ore și jumătate. Cât a, 2 ore jumate a durat operația? 2 ore și gata, s-a terminat. Pacientul a fost drenat, practic s-a introdus un tub de dren. Se fixează tubul de dren, se închid acele câteva incizii și pacientul merge la terapie intensivă. Ne facem aici o chirurgie, dar nu facem o chestie estetică, știi, să ne dorim neapărat să fie o singură incizie și aia de 2 cm. Ok, când se poate, se poate și facem. N-a fost cum ai bănuit atât de simplu operația. N-a fost. Aveam bănuiel de la început, ori este foarte simplu, adică un chist pleuropericardic pe care îl desfacem foarte ușor și dăm la o parte, ori este un chist mai greu care a intrat cumva așa cu presiune în plămâni. Pe CT se vedea că împinge foarte mult în lobul superior stâng. Realitatea ne-a arătat că așa a fost. Probabil că este o leziune veche, că era o zonă inflamată, o zonă cu aderențe puternice și de plămâni, dar și de aortă, ceea ce nu se întâmplă de obicei. Adică aorta pulsează continuu, rar se întâmplă să avem leziuni aderente așa de tare. Pentru că am avut o zonă undeva la vreo 5-6 cm de aderențe dure de crosa aortă, ceea ce a complicat un pic disecția. Avantajul acelor instrumente foarte mici și al poziției în care poți să diseci s-a văzut aici. A și intrat foarte mult în plămân, în lobul superior stâng. N-a intrat în parenchim, adică n-a străpuns pleura viscerală și să intre, să fie parte din, dar aderențe foarte dure și împingea foarte mult și foarte adânc. Foarte aproape de artera pulmonară și de ramuri. A început o disecție nu chiar cea mai simplă. Da. Foarte rar. De-aia aș vrea să văd totul. Da? Te aștept să se ducă în terapie intensivă și mergem imediat să-l vedem. Ne uităm la drenaj, încă o dată vedem saturații, așteptăm să-și monteze tot ce înseamnă monitorizare și mergem. Ce ați văzut acum? A fost sfârșitul operației și după fiecare operație trebuie să scrii, practic. Scrii în protocolul operator, este un program special și trebuie să scrii și în foaia pacientului același lucru. Fix descrierea operației de la început, de la prima incizie până la ultimul fir pe care îl pui când închizi incizia, trebuie să practic povestești tot ce s-a întâmplat acolo și asta face orice chirurg după ce a stat în sală, iar și dacă stă 12 ore în sală, după ce iese din sală se pune la birou și scrie tot protocolul operator. Un lucru pe care îl face chirurgul este să aștepte în bloc operator până când pacientul pleacă, părăsește sala de operație și merge spre terapie intensivă. Așa practic îți dai seama că totul s-a terminat cu bine, că totul este încheiat și pacientul își urmează traseul și tu stai și îl păzești. Asta e foarte interesant. Chiar și după sală, chiar și după ce ți-ai terminat operația și poți să pleci și îl lași în grijă altor oameni care au grijă de pacient, preferi uneori să stai acolo. Să stai și să aștepți și să vezi că pacientul iese din sala de operație și
aia în final este bifa operației pe care o ai cumva în creier. Băi, am terminat. S-a terminat operația, tot a ieșit bine și ai sentimentul ăla de ușurare. Acum suntem la protocol operator. Să se refacă totul perfect acolo. Leziunea aia nu se va mai reface, nu. Leziunea a plecat cu totul. Da? În niciun caz nu se reface. Am vrut să chem un colegă să scoatem tubulețul. Dacă se poate, pâine ar fi minunat. Păi, din punctul meu de vedere, da, adică sunteți ok. Da, să rămâneți la ușă voi când scoatem treaba asta. Aici noi să scoată și... tubul ăla de pe care l-ați văzut. Da, trebuie scos tubul din pacient. E o procedură. Dar că nu o să vă luăm cu noi. Plus că nici nu știu dacă vreți să vedeți asta. Adică vrei să vezi un tub de drem care iese dintr-o? Nu, cred că vezi. Nu, noi fie când avem aparținători, de obicei dăm afară, pentru că vrem să avem un singur pacient, nu doi. La revedere. Ne vedem în curând. Ți-aduce aminte când ne-am văzut sau? Așa știam și eu. Așa mă gândeam și eu. Da. Salut. Odată. Noroc. Salut. A mers totul foarte bine. Da? Totul e bine, e în regulă. N-am scos lobul superior așa cum aveam stres. E radiografia făcută. Da? Expansionat complet plămână. Vezi? Aha. Aici a fost zona noastră de disecție. E o mică zonă. Ați văzut că se încarcă, nu? Da, e în continuu în priză când, doar când îl scoatem. Da? Aici o mică zonă în care posibil să vedem agrafele, cum ai întrebat de agrafe pe cealaltă radiografie, aici posibil să vedem, vezi, niște tranșe pentru că am pus, vezi, aici. Da, e staplat. Greu să le vezi, dar asta e linia de staplare. Aha, ok. Uite asta de aici. Uh-huh. Pentru că am staplat vârful lobului superior și acum s-a dus către mediastin, de unde am scos noi. Pe partea dreaptă n-are nimic, pe partea stângă tot ok. Ok, oameni buni, asta a fost o zi din viața unui chirurg. Pe Felix l-am lăsat, în urmă se schimbă, doctorul Felix a plecat deja, acum vine omul Felix, care am înțeles că pleacă undeva la o piscină. Dar da, mulțumim Ponderas Academic Hospital pentru faptul că ne-au primit aici și ne-au lăsat să filmăm efectiv ce am vrut noi, ca voi să puteți să vedeți cum arată o zi din viața unui chirurg. Bine, asta a fost o zi lejeră, există și alte zile. Poate reușim să le prindem și pe alea. Oameni buni, aveți grijă de voi și faceți alegeri corecte, iar noi ne vedem curând. Pa!